lost a lot of good people at Prince Faisal. Pretty much the entire squadron, from the CO on down. With Colonel Avery dead, I've been ordered to assume temporary command of the squadron. The docs say I won't be flying anytime soon. My job now is to get Hawks back to operational status with the few pilots we've got left. Lieutenant Colonel Sims is senior surviving pilot, so I'm assigning him as flight leader. Major Walters will fly on Sims' wing and cover your six when you need him. They're both veteran pilots, so when they talk, Major Hunter, you listen. We'll work out the rest of the details as we go along. Right now, we got a mission to fly. The situation on the ground is getting worse by the day, and CENTCOM needs all the pilots it can get. Heavily armed insurgent groups have begun attacking commercial and industrial targets across the region. Just this morning, a large insurgent force seized Arnico's offshore oil facility, located in the Indian Ocean. Intel believes that the insurgents are planning to sell the captured oil on the black market to finance future operations. CENTCOM's launching an operation to retake the Arnico facility. Hunter, you'll fly close air support for the assault team. Sims and Walters will provide escort, while I coordinate the mission from the Roosevelt. Let's go get them. Salutare, prieten, hardcore gamer aici, în Hawks. Și uite, bă, ce fain, trebuie să decolăm de pe portavion, tată, asta dă treabă. Na, zice că start engine. Suntem într-o misiune acum de dogfighting. Ok, randevou, trebuie să fac un randevou, o întâlnire cu Dagger Fight, Flight. Și că start engine, ok. Tare chestia cu decolatul de pe portavion. Wow! Frate, dar rapid a fost. Hai că avem viteză. Și bă, ce trebuia să fac eu în puii mei? Trebuia să... Hai să văd, ia stai. Restart mission, hai să dau un restart mission. Să văd dacă pot să pornesc cu assistance. Dar nu cred că pot să pornesc, n-are sens. Să pornesc cu assistance on de pe portavion. Hai să încercăm, dar nu cred. Da, bă, ești tare, hai, am înțeles. L-ai ghidat pe ăla, bun. Dar n-ai avut telecomandă, și ce-i cu asta? Na, hai, nene, hai, acum mă ții aici. N-am, câtărâl, dublu câtărâl. Se pare că nu vrea de aici. Air, start engine, bun. Fain avionașul. Aaaa, shit, nu mă lasă. Apăs pe dublu CTRL, dar nimic. Oh, nene, ce-a fost aia? Am simțit gustul apei. Acolo merem. Hai că stăm un pic și în asistență. Dar eu nu prea s-o obișnui cu asistență. Mă derutează pe bune dacă nu. Nu știu. Mai bine așa. În niciun caz. Așa, hai că poate. Dar tot nu s-o obișnui. Așa, în niciun caz. Așa, da. Bun, hai să vedem. Ha? Dar care faza? Ce fac astea? AGM și hai să vedem. Freaking frigate. Viper 2-1, this is Dagger 2. I've got visual on multiple enemy gunships taking off from the airstrip. We need to take them out. Who's your daddy?
Who's your daddy? Double X. Hai să câștigăm, dar bă, câștigă și tu mai repede altitudine, pana mea. Patru mii ajunge. Hai să vedem. What? Ce miss, mă? Cum miss? Miss America, nu miss la mine. E de-aia, nu? Viper 2-1, the assault teams are in serious trouble. They can't take much more of this. Hai mă, că eu încerc, fac tot ce pot, nu vezi sau ce, pana mea? Să nu-mi spui că nu l-ai nimerit pe ăla, că-mi bag picioarele în gâtul tău. Who's your daddy? Uite mă, sur, ca în Hawks, în puii mei, ca în singurul, ca în primul Hawks. Așa măi, hai, care-i următorul, hai! Hai că nu scap tu de băiatul. Care? Airport? Ce airport, mă? Niciun airport. Că nu mai puști tu de niciun. Oh! Două mii, ajunge. Bun la 2000. Un minim de 2000 e ok totuși. Hai măi! Care? Cum? Missile battery. Ok. Holy shit! Tata, păca mea și pici! Ui, de tu ești nebun cu pana mea, m-am scat trecut pe lângă el. N-ați văzut nimic. Hai, mă! Iar din nou? Alea ce-s acolo? Alea-s missile. Hai să mă ocup întâi de avioane. Ăla-i helicopter, ăla-i frigate, ăla-i missile, dar nu este... A, uite, ale sus, mă, acolo. Dar nu, mă, ales ale mele. Luăm așa, hai, părând, frigate. Hai mă, helos, dar unde sunt? A, uite-le, aha. Who's your daddy? Target hit. Hai mă, să avem un 2000 acolo. Hai mai repede, urcă-te, mai repede. Da, mă, da, mă, hai că încercăm. Uite, a, clear a path, ăla e în partea aia. Dar ce face el în partea aia? Uite-l. Suurile alea nenorocite. Da, mă, hai că, uite, încercăm, mă, ușor, ușor. Nu te agita ca Pepsi, ce pana mea ai? Wow! Viper 2-1, the assault teams are in serious trouble. They can't take much more of this. Bă, tu ești prost, tu nu vezi tag map-ul ăsta. Ba, uite că e cam cum zici tu. Na, hai să vedem unde, ce și cum.
Who's your daddy? Oh shit! Mother! Era. Băi, dar nu e The Raptor 22 aici, mă. Bag picioarele. De ce? Hai, mă, hai că trebuie să ne ferim de racheta aia lupește. Bag picioarele, ne-am ferit de aia. Uite-l. Alo, unde mergi? Nene, nene. Alo. Pi. Stai pe loc. Uite-mă la el. Așa, mă. Hai că nu mai ne apropiem aici, că-i bai. Target destroyed. Hai că nu mai sunt multe. Hai că mere. Hai că putem face asta. Oare putem sau nu? Ha? Ce ziceți voi? Eu zic că mere, nu? Uha! Ce platformă pe aici? Wow! Serios? Ui! Target hit! Păi uite, facem tot ce putem. Hopa! Două după mine! What? Mama mia! Mama, dar câte-s după mine, bă? Tu ești nebun? What the fuck? Holy smothers! Băi, dar până unde vin astea după mine, bă, tu ești nebun? Cât pana mea, uite ce, la ce distanță trag. Da, mă. Uite-le. Hai după el. Hai după el. Deci ce pui mei? Cum pana mea mă poate să fac așa manevre invazive? God dang it. Băi frate, dar ori trag alea, te ești nebun. Ok, hai să vedem ce mai luăm la țintă. Uite mă ce mișto se vede. Hai mă, trage după el. Atât. MiG-23. Who's your daddy? Care mai sunteți pe aici? Uite. Who's your daddy? Target destroyed. Hai nene, și tu încoa. Băi, dar ce manevre știe să facă, mă, extraordinar. Băi, alu, alu, rămâi la locul tău. Așa, tati, mersi. Care și cum? 99%, bun.
Unde mai este? Dar unde? De ce îmi dai tu în partea aia? Target destroyed. Hai mă, ce loc, n-am... Ia că mă, că vine după mine. Am scăpat de aia. Bă, dar ușor scap de ele, mă, prin niște manevre așa mai mici, evazive. Adevărul e că și pe recruit mod, știi? Dar în Hawks 1 nu scăpai așa ușor de ele. Bag picioarele dacă nu. Taci mă cu stallul ăla, că nu e niciun warning. Unde ești, nene? Who's your daddy? Da, mă, da, da, da. Mersi, tanti. Ia, baby! Cred că e down, nu? Și apare. Fain că se vede așa în dreapta cum schimbi armele. Mult mai vizibil. Mult mai vizibil decât la... Hawks. Yep. Oh. Crap, ce e aici? Target destroyed! Uite și ăla destroyed, aproape. Hai mă, că-i down! Uite cum merge. Tare, tare, tare. Tare. Bă, la ce altitudine sunt? 4000. Am suficientă distanță. Hai sus, 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 sus! He's going down, ok, ok. Dar ce e pe hartă? E o fregată mare acolo sau ce pana mea acolo? Target hit, dar câte pana mea rezistă, doamne! Hai să vedem încă o dată, mai dăm o tură. E oil tanker, mă, ăsta în puii mei, e dita mai tankul de oil. Câte mai am? 23, 20. Cred că ajunge. Mai lunguiaț un pic, mai lunguiaț, mai lungă misiunea asta. Who's your daddy? Good. Ce mai e? Mai e SU-ul ăla și gata? Nu cred. Te mai vin. Mamă! A, mai e o zonă, da mă. Mamă, ia, dar uite cât sunt aici. Sper să-mi ajungă J-Strike-urile. Uite-le! Mamă, ce mișto a trecut ăla pe lângă mine, tu ești nebun de cap.
Hai bă, hai! Hai, hai, hai! Ești down, du-te în brânză! Care mai e prin aer? Avem un checkpoint, asta e bun. Uite-l jos, su. Hai după el. Auzi ce zice, că poți să aterizezi pe airfield, aeroportul care l-am capturat, să-mi repar avionul și să mă rearmez. Foarte tare. Unde ești, nene? Who's your daddy? Target missed. Bă, mai am 7, dar zice că pot să aterizez, dar până aterizez eu puii mei, nu se întâmplă să fie distrus cam totul pe aici. Hai să mai curățăm pe aici, după aia mai vedem ce și cum. Totuși. Target destroyed. That's good. Uite-l acolo. Hai bă, unde mergi? Alu! Mamă, dar ce mă... Vezi ce mă duc pe apa sâmbetă într-una din antenele alea? Ok, destroyed. Hai să văd care... Yo, cătu! God dang it! Ești nebun! Hai sus! Opa, toate-s verzi. Uite acolo în stânga, pe tag map. Nu pe naiba. Păi poate fi ca și aia din Al-Qaeda, cum eu... I-a finanțat Bin Laden de... A avut milioane de dolari sau ce a avut și îți dai seama că a avut arme super strong. Mission completed, ok. Sunt level 14, wow! Cum am mai spus, eu cred că sunt sigur că aș putea să fac jocul ăsta și pe hard, pe cel mai hard. Dar prefer așa, relaxat, să văd ce poveste are, să văd cum e jocul, ținând cont că e prima oară. Poate după aia. După ce o să-l termin, oricum, după ce o să-l termin, să încep multiplayer-ul. Sper să găsesc playeri să fac și multiplayer-ul, deși cu DRM-ul ăsta, știți voi ce și cum, mai greu bănuiesc. Dar bun, cam asta a fost, până data viitoare, aveți grijă de voi, pa, pa.